Cei peste 100 de elevi olimpici și cu rezultate deosebite la sport se pot vedea de acum pe internet. Primarul Maria Precup a postat peste 100 de fotografii realizate în timpul festivității de decernare a diplomelor de excelență în cadrul zilelor Reginului 2013. Aceasta este o modalitate prin care edilul șef le mulțumește din nou copiilor pentru stăruința lor și îi felicită că pun preț pe învățătură. Mi-a făcut o deosebită plăcere să pot premia la zilele Reginului cei mai buni elevi reghineni. Sunt foarte mândră de rezultatele lor și apreciez în mod deosebit performanțele pe care le-au reușit în competiția foarte dură de a păstra Reginul pe harta orașelor cu cele mai bune rezultate la Olimpiadele Naționale. Încă o dată, felicitări olimpicilor reghineni! Festivitatea de premiere a elevilor merituoși din municipiu a avut loc duminică 7 iulie în cadrul programului artistic al Zilelor Reginului, ediția 2013, când premiații au fost aplaudați la scenă deschisă de rude și cunoștințe.